suntem împreună. E un privilegiu să fim împreună, două culturi, o singură familie spirituală până la urmă. Vreau să vă spun câteva cuvinte introducându-l pe Mazen Rifai, pentru că suntem prezenți la lansarea unui volum special de poezie. Înainte de toate, citind, devine un privilegiu să observ câtă finețe și câtă lumină pot ascunde cuvintele. Cuvintele foarte bine traduse în limba română din limba arabă. Un lucru destul de rar, să poți să păstrezi, să prezervi farmecul autentic al autorului care a scris în limba arabă, citind într-o limbă română seducătoare. Și aici trebuie să îi mulțumim domnului profesor George Grigore pentru excelenta traducere. Și nu cele din urmă, doamne Sara Shama, care face ilustrația acestui volum, veți descoperi un fel de a cânta foarte viu. Se leagă foarte bine poezia lui Mazen cu ilustrația, fac un corp comun spre deliciul și spre satisfacția cititorului pretențios. Mazen este un umanist înainte de toate și un timid, dar un timid în sensul foarte frumos și foarte creativ al cuvântului. Are delicatețea de a vorbi exact atunci când are ceva de comunicat și când are ceva de spus. Și în secolul acesta e un lucru destul de rar. Să vorbești și să ai ceva de spus cu adevărat devine, din păcate, din ce în ce mai puțin întâlnit. Mulți dintre noi vorbim mult și nu prea spunem mare lucru. Eu n-am să fac această greșeală și am să mă opresc exact la timp ca să nu cad în propria mea capcană. Vreau doar să vă invit să citiți cu bucurie această carte și să descoperiți un soi de frumusețe și de delicatețe, din păcate foarte rară în secolul vitezei și al consumului galopant în care ne aflăm. Îți trebuie timp. Și cred că volumul aici de față se aseamănă foarte bine cu un vin foarte bun. Nu trebuie să-l bei repede, nu trebuie să-l citești în fugă, volumul. Trebuie să-ți creezi un timp și un spațiu al tău interior ca să te poți bucura de cuvânt. Mazen este un vrăjitor al cuvântului. O să vedeți că nu sunt vorbe mari. Ceea ce face el se numește foarte simplu artă și este o artă poetică. Noi ne bucurăm foarte mult și mai ales Clubul de Presă Română-Arab salută această creație. E un început, noi ne dorim foarte mult să continuăm în a ne descoperi unii pe ceilalți. Pentru stimate oaspeți care sunt de lumea arabă, domnul ambasador al Palestinei, sunt ambasador al Cuvântului și restul oamenilor care mă onorează că sunt aici, spun limba arabă. În sensul ce a zis domnului Ureste, a zis că nu este straniu, leisa gariba an naltaqi, afwan, leisa gariba an naltaqi huna fi hadhihi al-qa'a. ثقافتين مختلفتين نتلاقى لكي نحب ونتقارب ونتعارف من خلال هذه الثقافة. نحن هنا وجدنا من خلال هذه الثقافة، لأن الثقافة لا توجد من خلال الحروب بل تنطلق من خلال الكلمة، لأن الحروب تنطلق من خلال الرصاصة، لكن الثقافة تنطلق من خلال الكلمة الجميلة، وهذه الكلمة الجميلة نشاهدها في كتابات الأخ مازن الذي هو إنساني قبل كل شيء بعيدا عن العقلانية. والغريب في الأخ مازن هو لا يتحدث إلا بعد أن يسمع بعمق ويتمعن
وينطلق في الكلمة لتجب أنه يتحدث أجمل الكلمات الذي تسحر من يقرأ هذا الكتاب. ندعو الجميع لقراءة كتابه الذي هو من خلال إنسان يكتب بشكل ساحر، وحتما سيسحركم في كلماته الجميلة التي كتب هذا الكتاب. هذا بالنسبة لأخواتي. أما فيما يخص الكلمات الأخرى سأترك أخي أوريستي وسأتبعه بعض الكلمات. فرد أوريستي. Mai vreau să certifice cineva care vorbește românește dacă am fost bineînțeles de către prietenul meu Ahmed. N-am să fac altceva decât să încerc să vă ilustrez că tot ceea ce am spus despre Mazen mai devreme este adevărat, citindu-vă un fragment dintr-un poem al lui, care mie mi-a plăcut foarte mult. Dragoste cu sens unic se numește. Nu o citesc de la început, am ales un fragment reprezentativ pentru opera lui Mazen. De la ochii lui a început călătoria către o nouă lume. Cine a spus că străinătatea este a trupului? Străinătatea este a spiritului și a inimii. Străinătatea este rătăcire, viață lipsită de persoane iubite. E o limbă vie și frumoasă. Și cuvintele ascund la Mazen, fiecare cuvânt ascunde un adevăr. Și pentru asta vă recomand din tot sufletul și cu toată căldura și cu toată prietenia pe care i-o port să vă alocați un timp și un spațiu în care să vă bucurați. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, permiteți-mi să vorbesc ca purtător de cuvânt al Clubului Român-Arab de Cultura și Bresa, care suntem 68 de membri, care suntem în frunta cu domnul Oresti ca președinte și domnul Emil Constantinescu ca președinte de onoare și domnul ambasador al Cuvetului este președinte de onoare din partea lumea arabă. Nu este straniu să ne întâlnim aici, în această sală, deoarece n-am să vorbesc de cultură, pentru că a zis colegul meu, dar am să vorbesc ca editura Broema. Patronul acestei edituri este membru fondator acestui club, care ne-a onorat să fim noi alături de dânsu, mai ales că dânsu a pus umărul pentru editarea acestei cărți, care este una dintre și prima dintre serie de cărți care o să avem plăcere și onoare să o aveți în mână. Încet și ori, va fi prima carte și a doua carte o va fi cartea al lui Mahmoud Darwish, poetul palestinian care a murit acum două luni jumate în New York, care este un poet internațional în egală măsură cu Gibran Khalil Gibran. Sperăm că prin acest club că vom uni două suflete, cel român cu cel arab, cel român cu cel palestinian, cel român cu cel cuvetian, cu sirian, cu algerian, cu egiptean, cu toate țările arabe la un loc, împreună cu România. Pentru că meritul România, care au avut Liviu Rebranu, care a putut da demisiuni umane în ceea ce a scris în Lyon, Răscoală și Pădurea Smânzoraților și multe altele, care n-am să arunc să spun, și George Coșbu, și Mihai Eminescu, și aveți un poet european care este Dante din Italia, și o să vă prezentăm prin acest club, că noi înțelegem mesajul dumneavoastră, rugăm să ne înțelegeți mesajul nostru prin mesajul transmis prin cartea lui Mazen Rifai. Mazen Rifai nu este decât un coleg de suflet pentru noi și pentru dumneavoastră, care a încercat să transmite mesajul lui, ideea lui, sentimentele lui, care a trăit un sentiment ca străin într-o țară străină, de parte de mama lui, de parte de tata lui, care a murit când era aici la dumneavoastră în România și n-a reușit să-l vadă, n-a reușit să vorbească cu el decât prin telefon, a încercat prin această carte să vă transmite sentimentul lui întrerupt prin telefonul când vorbește cu Bilbașa, întrerupt cu Conex, ba cu Orange, Cab, cu Rom Telecom și așa mai departe. Dar el a reușit într-un mod miraculos să transmită exact modul de gândire al unui arab în România între dumneavoastră. Și a reușit să spune că un arab nu este așa cum a auzit în presă,
care ne bombardează zi de zi despre romani în Italia că sunt așa sau așa, sau despre arabi sunt așa sau așa. Citiți această carte, să vedeți sentimentul unui arab care am onoare să spun că acest scritor mazen, sirianul, arab, a reușit să transmită acest sentiment frumos, să arate că arabul, așa cum este scris aici, sentimentele sale, cum aveți dumneavoastră tata sau frate afară, cum se simte acolo, noi să ne simțim mai mult, pentru că și țările noastre se află, și zona noastră se află într-un război de 60 de ani. Cum este amestec iubirea cu ură, amestecul tandrese cu nostalgie, o să vedeți în carta, vă chem să citiți această carte, dar promit solemn prin acest club să vă transmitem sentimentul profund al unui arab, indiferent din Kuwait, din Palestina, din Siria, din Irak, de oriunde, să vă aducem în mâna dumneavoastră să citiți cu plăcere și mulțumim editura EMA, în fruntea cu domnul Alexandru Petreșanu și soția dânsului, care ne-a dat ocazie să fie membri acestui club, să bune umăr la umăr alături de noi, să vă arătăm fiecare dintre noi cum gândește și dorim dumneavoastră să citiți, să știți exact cum gândim noi. În această carte găsit cum gândește un arab. Mulțumim lui George Coșbu, când a scris al Zorab, la Bașa vinul arab, cu ochi strânți cu grai slab, sunt neam de beduin de la Babel Mandeb, vin să-l vând pe al Zorab. Aceasta opera lui George Coșbu a transmis exact iubirea unui arab față de animal, pentru că a iubit calul lui care era al Zorab, a arătat spiritul acestui arab comercial, economic și legătură profundă între România, între romani europeni și lumea arabă din evul mediu în acum. Citit cu plăcere cartea lui Mazen, care nu este decât fruntașul nostru care a reușit să vă aducă în actualitate această carte ca una dintre seria de cărți care o să aveți în fața dumneavoastră din când în câte o carte. Mazen abara an mașa'ar l-insan gharib fi ghurbatihi wa naqalaha bi shakl basit kay ya'rifu kayfa yufakkir l-insan al-arabi wa na'mal an yaqra'uha bi shakl jamil wa sa'ihna al-an سنترك الأخ مازن ليتحدث. هو في الأصل بدون مازن لا سفور بس كده سبكارتا لوي كايسا وديو هم فوبيت فارت مش مشارس بس. سأتكلم باللغة العربية. أتمنى أن تترجم باللغة الرومانية. أشكر في البداية الحضور الكريم. متوسط شوارتي شيبانت أكو نوراتي بزن. على قدومهم ومنحهم لي هذه الفرصة في التواجد وفي الاحتفال في إصدار هذا. بنتو مداو كازي دا برزنتا كارتا ما انتو نوبل شنو رابن؟ في الحقيقة الأحداث الثقافية في رومانيا قليلة جدا وخاصة من الجانب العربي. دمباكاتي ايفينيمنتي كولتورالي din partea lumii arabe în România sunt foarte puține. رغم انها كانت كثيره جدا في العقود السابقه بوفيدا فاتلي كان تيمبرلي تريكوت افوس فارتي مولتي ولكن يبدو ان مشاغل الحياه وتحول الحياه الى الماديه قد انعكست بشكل سلبي على الثقافه العربيه في دار سار بوتاكا انكليناتشلي ماتريال ان لوما كاري تراين باتيكا اي اوريدي او افوت افيكتو اسوبرا كولتوري عربي كاري وافيم نحاول نحن إحياء ما نشعر به تجاه ثقافتنا الأم. من شركام نعيش فيام سنتيمنتو النصر فاسا دي تشاشي سمسيم فاسا دي كولتورا ناصر تشاشي نولاسات ستراموشي نوشتر. كما يعلم الجميع المحاولة ليست سهلة، المحاولة صعبة جدا وخاصة في ظروف المادية. أشاكم شتيدو من الواسطرة من شركارا نواسطرة nu este așa de ușoară, mai ales în timpul în care știm că lumea este materială și totul este scump în lumea care trăim. في الحقيقة المعيشة تسرق منا وقتنا وتسرق منا حتى أحلامنا. În păcate că viața de astăzi lipsită de scrupule, plină de materialism, ne fură
totul chiar și sentimentele noastre de mai multe ori și nu avem timp să transmitem ceea ce simțim. نفكر في المساء بما نفعله ونصحى في اليوم التالي على وقائع الحياة ونجبر على ما يجب أن نفعل. نجدين شاشعين لفقود سارة دار الناس نترزين برين إفكت لشبرسون لماتريال إن كانوا بتنفعش شاشعية أم جنديت سارة. هذه المجموعة القصصية هي عبارة عن أيام في حياة عربي. أشست كارتا دعما يست لجاتا د o serie de evenimente în viața unui arab. تعكس الواقع المأساوي تعكس الجانب المأساوي من حياة أي مغترب. Reflectă partea grea și care nu poți să explici de partea de viața unui arab. تعكسه بصور مختلفة. Între imagini diferite. ولكن في النتيجة تحاول إيصال معاناة هذا العربي في بلد غريب. تفراسة ترانسميت إنسانسا سفرين سوني عرب إنترو تسارة سترين. للأسف كما قال لي جميع أنني كنت مأساويا جدا في كتاباتي. بقاتكم مأسوس فارت مولتي وان فوست وكاتاستروفا سكرير لي ميلي دي ماي مولتو. يبدو أن هذا جزء من طبيعتي. دار باتيكا استيا فاتي بارت دين مودل ميو دافي. ولكن أنا أرى هذا الكتاب انعكاس لحياة الكثير لواقع ومأساة الكثيرين من من يعيشون هنا. دارين سكيب يو شتيو كاستا رفليكتا بارتا ماري في كاريو دينتر نوي كارافا لتعيما إن شاء الله. سلام copilul meu drag, știu că tu acum o străinătate te chinui ca să te îmbogățești. De aceea îți spun că bogat este cel bogat sufletește. Bogat nu este cel ce are mai mult, ci cel care are nevoie de mai puțin. Leul nu este regele junglei pentru că rage, ci pentru că are mândria de a nu lua prada altuia, oricât ar fi de înfometat. O, mazen, să nu te amăgească viața, căci oricât ar dura, tot scurtă este, iar casa în care vei locui după moarte trebuie să o construiești dinainte. Am descoperit, fiule, că cea mai mare virtute în viață este sinceritatea. Cel ce vorbește fără să audă este un palavragiu. Învățătorul care nu învață este un ignorant, iar omul care ia fără să dea este blestemat. Blestemat. Nu implora niciodată un om josnic care umilește și înjosește. Nu te bucura nici când de răul altuia. Uită-te cu ochi de albină și nu te uita la oameni cu ochi de muscă, fiindcă vei afla doar mizerii. Nu crede tot ce se spune și nici măcar jumătate din ceea ce se vede. Să știi că printre oameni sunt unii precum cameleonii, ce schimbă culoarea pielii după locul în care se află. Dacă vrei să descoperi un prieten, călătorește cu el, căci călătoria dezvăluie moralitatea și caracterul. Dacă Dumnezeu te pune la încercare cu un dușman, combate-l făcându-i bine. Când cineva capătă încredere în tine, bagă de seamă să nu fii perfid. Dacă oamenii te critică, bucură-te, căci doar în pomul cu roade se aruncă cu pietre. Nu încerca să îndrepți lumea, căci prin pierderea răului și a minciunii nu vom deveni noi cinstiți și deosebiți. Să știi că norii cu cât sunt mai negri, cu atât este mai aproape ploaia. Copiii, fiule, sunt roadele vieții și dacă nu le ocrotești, se acresc, se mucegăiesc, se strică și devin periculoase. Cândva înțelepții au spus, lăsați copiii în grija mamelor, dar nu lăsați mamele în grija copiilor, căci în mod ciudat copile, o mamă poate hrăni 7 copii, dar 7 copii nu pot hrăni o mamă. La sfârșit mă rog lui Dumnezeu, înaltul, puternicul, să te ocrotească și să te țină departe de orice rău, fie ce pas să ți-l îndrepte pe un drum al tihnei și să-ți dea convingere căci aceasta este cea mai mare comoară. Te sfătuiesc să te porți bine cu frații tăi, căci tu ești o parte din ei, precum și ei sunt o parte din tine. Dumnezeu să-l ierte pe tatăl tău, căci a fost un tată iubitor și un soț bun. Ai lui Dumnezeu suntem și la el ne întorcem. A ta, mamă. Mă gândesc uneori cât ar fi de minunat, foarte curând, în loc să spunem un arab și un român, să spunem mai bine doi oameni. Mulțumesc foarte mult!